Echipajele de pompieri din cadrul detașamentului Slatina au acționat pentru a sanarea apei încă de seara trecută și până la această oră nu au reușit să evacueze toată apa acumulată din gospodării. În mai puțin de o oră, ploaia torențială de aseară a inundat străzile Plevnei, Banului și Cuzavodă, dar și o încăpere de la Registrul Comerțului. Totodată, pompierii olteni au acționat și pe strada Canal Țopot la două gospodării, iar SVSU Slatina a acționat cu o motopompă pentru a sanarea apei din trei curți situate pe strada Tudor Vladimirescu. În ultimele 24 de ore, echipajele ISOLT au intervenit pentru asanarea apei din mai multe locații din Slatina și Milcovale. În municipiul Slatina au fost 10 gospodării afectate, apă acumulată din precipitații care a intrat în curți și exista pericolul să intre și în locuințe. Este vorba de străzile Canal Sopot, Plevnei, Grădiște și strada George Poboran. Pe strada George Poboran apa a afectat clădirea Registrului Comerțului. Intervenise la fața locului pentru asanarea apei dintr-o încăpere. La ora aceasta se mai acționează și pe strada Tudor Vladimirescu din Slatina pentru asanarea apei din gospodării și totodată la mai multe curți inundate în urma revărsării pârâului Urlătoarea. În localitatea Milcovale, în urma revărsării pârâului Urlătoarea, mai multe gospodării au fost afectate, pompierii intervenind în zona mai joasă pentru asanarea apei la o gospodărie unde se acumula apa provenită de la celelalte gospodării aflate în zonele mai înalte. Și pe strada Sopot din municipiul Slatina se acționează încă pentru asanarea apei dintr-un beci. Precipitațiile abundente au inundat curți și pe strada Nicolae Titulescu sau Grădiște. Pompierii acționând continuu pentru a evita infiltrarea apei și în locuințe.